Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În așteptarea cataclismului taxelor și impozitelor de anul viitor, apocalipsa, sunt convins, știu că o să spuneți că poate folosesc cuvinte mari, dar nu, sunt convins, deci situația economică este îngrozitoare. Deci în așteptarea a ceea ce urmează anul viitor, în privința taxelor și impozitelor, după alegeri, deci dezmățul pe bani publici se intensifică și atinge cote amețitoare, unii amploiați ai statului au ajuns să facă cheltuieli pe care puțini milionari adevărați și le pot permite. Cu un tupeu literalmente incredibil, noul șef al Romarm, șef din septembrie anul trecut, deci noul șef al Romarm a plecat la o întâlnire în Belgrad, cu avionul de la București, dar și-a trimis șoferul cu mașina de serviciu de la București în capitala Serbiei ca să-l ia de la aeroport și să-l ducă la hotel. Mi se pare practic, tare. Practic, adică îi merge capul. Deci, totuși, se oprește mintea în loc. Vă puteți imagina o astfel de sfidare? Deci, nu doar că e posibilă sau imaginabilă, nu? La angajații statului, e pusă în practică. Deci șoferul ăsta a făcut 600 de kilometri ca să-l transporte pe șef cu posteriorul său prea prețios ca să fie așezat în vreun taxi sau, Doamne ferește, în ceva autobuz cu oameni de rând. Cum poți să comentezi asta? Ce? Cum? Nu înțeleg. Păi n-ai ce să comentezi. Dar întrebarea e dacă l-a dus la aeroport și după aia l-a și așteptat acolo, adică a făcut 600 de kilometri cu mașina cât a zburat ăsta cu avionul sau... L-a dus altcineva la aeroport, aici la București. Da, bună întrebare. Toată povestea a fost descoperită și... E o scenă. Ai plecat. Da. Te-ai dus? Hai. Săgeat. Sigur, da, bun, până la Belgrad zbori și cu o oră jumate. O oră jumate și ce mai stai în aeroport două ore în București? Și ăla fugă. Până și ăla pac. Dacă a prins la vamă doi în fața lui, a întârziat. Toată povestea a fost descoperită și documentată de publicația de fapt.ro, care a încercat să-l contacteze pentru explicații pe șeful de la Romar, domnul Emanuel Ioana, dar fără succes. În schimb, a vorbit șoferul, care a și confirmat toată povestea. Șoferul a declarat, așa, și care-i problema dacă l-am luat de la aeroport? Care-i problema? Ce te bagi, mă? Care-i problema? Păi problema este că Romar este o companie de stat, este deținută 100% de statul român. Acest drum s-a făcut practic din banii stat, adică din banii publici, că asta. Bă, sunt oameni în țara asta care muncesc de rup ca să plătească taxele, știi? Care se străduiesc să plătească taxele ca să nu devină evazioniști, să nu ajungă, mă rog, acum nu mai ajungi la pușcărie dacă furi, dacă ești evazionist fiscal. Dar știi, să ai taxele plătite. Sunt oameni care fac coadă ca să prindă 10% de plătit taxele locale, de plată până martie. Oameni cărora nu le ajung banii de la un salariu la altul, mulți în țara asta. Știi? Și din taxele astea, ăla zboară cu avionul și își trimite șoferul să-l aștepte la aeroport în Belgrad. E, sigur și că șoferul... nu mergi cu orice troacă pe acolo. Și șoferul întreabă și care e problema. Păi asta este problema. Romarm este principala companie producătoare de armament a României. Hai. Statul este unic acționar, este aflat în subordinea Ministerului Economiei. Și producția de armament a țării noastre nu stă prea bine. Niciun manager de corporație listată la bursă nu și-ar permite asemenea extravaganțe de nabab de lumea a treia. Asta este o extravaganță de nabab de lumea a treia. Mă, dacă ești boier, fă ca domnul președinte Iohannis, închiriază pe bani publici un avion. Dar nu, asta e mai tare ca Iohannis. Iohannis, președintele României, el își închiriază avion să-l transporte... Da, da, ai văzut că toate iau un avion mic. Da, nu de lux. Să-i facă ea Hakuna Matata, înțelegi? Dar ăsta a depășit, este un pas în plus. Ăsta merge el cu avionul și șoferul se duce să-l aștepte la aeroport după 600 de kilometri. Da, mi se pare șefimea de prin statul român e pusă pe bagiocorii banul public cu o nesimțire halucinantă. Și sfidarea este accentuată de declarațiile sfărăitoare ale liderilor politici care aburesc electoratul cu promisiuni de responsabilitate în cheltuirea banului public. Yes. Te privesc în ochi când rostesc asta și îngheața apele în jur, știi? Iată ce declara la finalul anului trecut premierul Marcel Ciolacu, citez. Statul trebuie să fie primul care face economii. Am spus cum vorbește domnul Ciolacu, spune câte un cuvânt în stânga, în dreapta, da, zice, da. Statul trebuie să fie primul care să facă economii. De fapt, el zice, nu,
statul nu e primul care trebuie să facă economii, dar nu înțelegeți voi. Eu zic, dar fac așa, că nu. Știi? De aceea, zicea domnul Ciolacu, limităm și reducem cheltuielile bugetare până la sfârșitul acestui an. Trebuie să ținem deficitul sub control și să nu punem în pericol fondurile europene sau PNRR-ul. Am încheiat citatul. Cum s-au limitat și redus cheltuielile? În cazul directorului Romar, care pleacă cu avionul la Belgrad și își trimite șoferul să-l aștepte în aeroport cu mașina de serviciu. Chiar sunt curios cum poate fi justificată această bătaie de joc. Și dacă se gândește cineva să spună, păi poate se grăbea domnul director, poate că s-a dus acolo, dar trebuia să se întoarcă repede, nu erau bilete de întoarcere, trebuia să vină la o întâlnire, nu, dânsul a plecat vineri. Nu știu exact când s-a întors. Dar dacă intrați acum pe site și verific pe site-urile care vând bilete de avion, sunt bilet dus întors în weekendul ăsta. Acum, 24-26 mai, găsești bilete pentru Belgrad. Da, da. Cu compania aeriană sârbă, vine la București, nicio problemă, costă, dacă te duci așa, te costă 300 de euro dus întors. Dacă e bilet doar dus, costă 250 de euro. Am verificat în dimineața asta. Deci nu e o chestie de economie, de grabă, de nu știu ce. Nu, e o chestie de extravaganță de nabab. Știi? Asta, bă, să mă aștepte șoferul acolo. Eu nu merg 8 ore cu mașina de la București. Eu mă duc cu avionul, mă așteaptă șoferul. Ne scrie un ascultător că și un președinte de Consiliu Județean, dar nu spunem orașul, că nu avem garanția că e adevărată informația, a făcut același lucru anul trecut într-o deplasare la Chișinău. A zburat și de acolo l-a preluat șoferul, care a făcut drumul din Ardeal până acolo cu mașina. Deci să nu vă imaginați că domnul director de la Roman s-a dus Val Vârtej la Belgrad pentru cine știe ce contract crucial pentru țara noastră. L-a sunat ăla, vino acum, știu că voi n-aveți muniție NATO, vă dăm noi sârbi muniție NATO sau ceva. Da. Nu. Dânsul a participat, de fapt, la o chermeză. Adică a primit invitație de la producătorul sârb de pulberi, Milan Blagojevici, pentru a participa în data de 17 mai la un eveniment dedicat împlinirii a 30 de ani de la reconstrucția și modernizarea fabricii. Deci ăștia s-au gândit, ai, ce, să bești noi o șlimboviță, să mâncăm o plescavița. Ce prilej avem? Păi acum 30 de ani s-a vopsit fabrica. Facem, frate, păi cine mai chemăm? Păi avem niște prieteni. Da. De ce râzi, mă? Băi, pentru că nu te supăra. Eu știi că sunt de acord cu tine într-o totul. Orice. Nu, nu. N-ai cum. Dacă poți să le lași... Când am fost noi la Timișoara, ce bine ne-ar fi prins și noi un șofer să putem să luăm Aivar și Liubeniță, Luteniță, cât am fi vrut. Ești condiționat în avion, n-ai voie să cari prea mult. Interesant că în CV-ul său, șeful Romarm, domnul Emanuel Ioana, scrie la capitolul aptitudini și competențe că are, și citez, puternice valori referențiale de corectitudine, echitate și demnitate. Am încheiat citatul. Ai văzut? Nu, dar nu, mi se pare amuzant că scrie așa ceva într-un CV. Deci are competență, adică de... sunt un băiat de cuvânt. E din categoria ce te recomandă. Corectitudine, da. Echitate și demnitate. Deci a făcut facultăți, a făcut ASE, mă rog. Dar mi se pare, domnule director, mi se pare că faptele vă contrazic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.